Biserică mireasa mea, biserică, biserică, iată ce-ți cer eu, Dumnezeul tău, să intri în odăiță, căci iată, vreau să te înștiințez din vreme, căci zile numărate sunt când pacea se va lua de pe pământ. De aceea îți cer să stai pe turn, să sorbi din slovele divine, căci Biblia, cuvântul sfânt, curând, curând se va lua dintre popoare și vei mai vrea să te adapi din slovele divine, să îți descoperi taine adânci când tu citești Scriptura Sfântă. Dar nu va mai fi cu putință, căci prigoana e în toi. De aceea îți spun din vreme, strânge în grabă mare, merinde sfinte pentru suflet. Adu-ți aminte, poporule iubit, că spus-am în cuvânt, foamete și sete în zilele din urmă voi lăsa, dar nu de pâine și de apă, ci de-al meu cuvânt care-i încercat prin foc. Nu obosiți cât încă ziua, lucrați cu avânt și dați năvală, căci iată, se aude din cele patru zări de lume că multă vreme nu mai este și credința în scurtă vreme va fi pusă la încercare. Și te întreb pe tine astăzi, cum vei rezista atunci, dacă acum cât încă-i pace, nu te îmbraci cu armătura sfântă? Tu crezi că milă voi avea când de durere vei striga? O, nu zădărnici prilejul, ci împacă-te de grab cu Domnul. Ți-am pus în față binele și răul. Tu, omule, ce oare vei alege? Gândește-te o clipă și la al tău suflet și acceptă mântuirea în dar ce îți ofer. O, dacă ați ști, popor de legământ, ce legi grozave vi se pregătesc! Nu ați umbla pe bâșbâite, ci în lumină ați trăi prin mine. Eu sunt lumina lumii, cuvântul întrupat, și pe acel ce Tatăl îl atrage va fi de Duhul transformat. O, și câtă întristare, câte lacrimi vărs cu amar, căci poporul meu se adapă tot mai mult din ape tulburi. Vor firească nebunie de a avea mai mult cât toți, dar de suflet nu le pasă și sunt morți spirituali. Blii pahar pe din afară, șlefuite strălucesc, înăuntru-s de o cară, sufletul îl otrăvesc. E timpul trezirii, popor, căci semnele vremii se arată. Făceți-vă dar rost de o inimă înțeleaptă și intrați de grab în post și în rugăciune, căci vreau să vă acopăr sub mantaua izbăvirii mele, căci eu, Iisus, am plătit prețul, de aceea lupt pentru salvarea voastră. Biserică, mireasa mea,
grăbește-ți pasul pe cărare și îmbracă-te, popor, cu armătura sfântă, ca să poți rămâne în picioare când credința ta va fi pusă la încercare. Cuvântul meu rămâne în picioare și nici de cum nu se va tăgădui, căci după el voi judeca poporul, nu după ceea ce au crezut. Amin, amin.